Acoperișurile blocurilor din Drobeta, Turnul Severin au fost subiectul principal al audiențelor de astăzi de la Primăria Municipiului. Totul în urma furtunii care a reușit ca în doar 30 de minute să smulgă peste 21 de acoperișuri, provocând astfel pagube materiale importante. Și acum fiecare și-a făcut cum a putut ce a putut. Vecinul meu l-a făcut așa cu streașină. Deci, cum să vă spun? Și plouă la dumneavoastră, nu? Stați așa. Dumnealui i-a luat acoperișul din vreo două, trei ori. Acum i-a luat iar când a fost furtuna asta, de pe sufragerie. A pus acolo niște table, a mai pus, nu știu ce a mai pus pe acoperiș. Zice că l-a rezolvat. Eu aș vrea să facem cumva un proiect. Cum spuneți dumneavoastră că să nu mai facem acoperișuri așa, e foarte bine așa cum e, dar să facem o firmă care să și răspundă. Da, corect. Așa, să punem tablă din aia mai groasă, dar să fie și vopsită. În acest sens, primarul Marius Creciu le-a transmis asociațiilor de proprietari din Severin să depună actele necesare pentru a intra în legalitate cu aceste acoperișuri, astfel că, la o posibilă viitoare furtună, pagubele să nu mai fie așa mari. Sunt foarte multe probleme, mai ales după ultima furtună, cea care ne-a dărâmat efectiv 21 de acoperișuri. Am avut 27 de mașini avariate. Această problemă eu am ridicat-o public din anul 2017, când am rugat asociațiile de locatari ce nu aveau autorizații pentru acoperișuri să vină să le dăm aceste autorizații și să înceapă să facă proiecte corecte, autorizate, care să poată să reziste la intemperii. Din păcate, puține asociații din Drobeta, Turnul Severin au venit să depună actele pentru a intra în legalitate, continuând astfel să funcționeze la fel cum erau până acum. Există riscul enorm ca la o furtună mai mare sau la fel cum a fost aceasta, pe lângă avarii să avem și pierderi de vieți omenești și pentru acest lucru răspund președinții și administratorii asociațiilor respective. Eu înțeleg că nu sunt bani, că asociația nu a strâns destui bani, dar legea îi obligă pe toți locatarii să contribuie la cheltuielile comune, inclusiv cele legate de o hidroizolație sau un acoperiș. În general am sfătuit asociațiile de locatari să meargă pe hidroizolație. De asemenea, asociațiile care nu se vor conforma riscă să fie sancționate cu amendă în cuantum de 500 la 3000 de lei, dar și obligativitatea de a intra în legalitate.